Doamnelor, domnilor, bună seara! Urmează știrile Clar TV Muștel. Haideți să vedem care sunt titlurile ediției de astăzi. Lucrările la rețeaua de gaze în comuna Valea Mare Pravăț au intrat într-o nouă etapă. Emoție și bucurie pentru absolvenții claselor a 12-a de la Colegiul Național din Nicu Golescu. Victorie capitală pentru ARO Muștelul Câmpulung în fața liderului FC Pucioasa. La începutul acestei săptămâni a fost adusă și montată instalația care deservește SRM-ul de la Valea Mare Pravăț. Totodată au fost aduse conductele și componentele necesare introducerii rețelei de gaze. În maxim 12 luni, lucrarea va fi finalizată și de această utilitate va beneficia aproximativ toată comuna. Lucrările la introducerea rețelei de gaze în localitatea Valea Mare Pravăț se află în grafic. Au fost aduse țevile și s-a montat instalația care deservește SRM-ul. Este o investiție mult așteptată de locuitorii comunei și care după ani buni de așteptare se află în faza de implementare. Fondurile necesare introducerii rețelei de gaze sunt din bugetul local și în urma proiectului depus pe Programul Național de Dezvoltare Locală Angel Salini. Lucrarea va fi finalizată în maximum 12 luni și va acoperi aproape întreaga localitate. Ne aflăm la stația SRM de pe Crățișoara, unde încep lucrările și vedem în partea din dreapta noastră, țeava este pregătită să fie băgată în pământ, la fel și stația de gaze. Această conductă, această țeavă, de fapt, care este rostul ei? Este rețeaua de, reprezintă rețeaua de gaze. Care pleacă de aici din stație. Care pleacă din stație pe o lungime de 33,4 km. Am înțeles. Bun. Tot în cadrul acestei lucrări, ce s-a mai realizat? Stația de gaze, care va fi dată în funcțiune în aproximativ 60 de zile. Să recapitulăm puțin de unde aveți fondurile necesare pentru această investiție. Fonduri locale și Angel Salini. În momentul acesta, lucrarea fiind mai mare, sperăm că vom mai accesa și alte fonduri. Durata acestei lucrări? Dacă noi avem bani, durata va fi aproximativ un an de zile. După care veți merge pe extindere? Ce veți face? Sau aveți un plan de extindere? 33,4 reprezintă aproape întreaga comună. Ar mai fi undeva la 2,7 km extindere. Și se va face doar dacă cetățenii respectivi vor fi de acord să se racordeze. Ați făcut, bănuiesc, un sondaj în localitate. Ce spun cetățenii? Sunt de acord cu introducerea rețelei de gaze? Consideră că, știu eu, este o altă utilitate, altă cheltuială în plus? Clar, e altă cheltuială în plus, dar toată lumea, sau aproape toată lumea, își dorește rețeaua de gaze. Dar îi avantajează, mai ales pe cei în vârstă, nu mai stai să tai lemne, să le cumperi prima dată, să le tai, să le faci focul, e ceva mult mai ușor. Au demarat în forță și lucrările la extinderea rețelei de canalizare pe mai multe străzi din 3 sate ale comunei. Banii obținuți pentru această investiție sunt în urma unui proiect depus pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală Angel Salini. După lungi tatonări, administrația locală a comunei Lărești a reușit să obțină fondurile necesare extinderii rețelei de canalizare. Finanțarea va fi realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență și de această extindere vor beneficia cei de pe străzile Poduri, Valea Mărului, Lazea și Țarină. Pentru mai multe străzi din comuna Lărești, administrația locală a făcut un proiect, s-au luat avizele necesare și s-a eliberat chiar și autorizația de construcție pentru extinderea rețelei de canalizare. Problema acestei investiții a fost sursa de finanțare. Într-o primă instanță s-a discutat de alocare de fonduri din bugetul local, însă, suma fiind foarte mare, s-a căutat o altă soluție. Proiectul a fost depus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. De curând s-a obținut avizul favorabil pentru a obține banii necesari demarării lucrării. O altă veste bună care o aducem în atenția locuitorilor din Lărești este, sper ca săptămâna aceasta, dacă nu cel târziu săptămâna viitoare, să semnăm contractul de finanțare prin Agenția de Mediu, prin proiectul național de, Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru extinderea rețelei de canalizare pe strada Poduri, strada Valea, care face legătura între Valea Mărului și Lazea,
ulița Țarină, o bretea de 150 de metri și o laterală de pe Valea Mărului. Este un proiect care îl avem în implementare. Am luat avizele, am dat și autorizația de construire, dar suma este destul de mare, aproximativ 3 milioane de lei. Neavând bandă la bugetul local, am optat pentru această finanțare, suntem pe lista sinteză, am îndeplinit toate condițiile, iar urma discuțiilor care le-am avut la București, contractul este pe fluxul de semnături. Urmează ca, după ce este semnat la București de toți decidenții, să-l semnăm și noi și să urmeze licitația, având în vedere că avem și autorizația de construire dată și sperăm că în toamna aceasta, cel târziu în toamnă, să începem lucrările și la acest obiectiv, care a trenat într-adevăr de vreo 2-3 ani de zile, neavând sursă de finanțare. De această extindere a rețelei de canalizare vor beneficia cetățenii care locuiesc pe străduțe, care fac legătura cu arterele principale din zona Țarină, Valea Mărului și Poduri. Conform legii șomajului, de aproximativ 2 ani, angajatorii care oferă locuri de muncă le pot înregistra în Serviciul Electronic de Mediere a Muncii, fără să meargă personal la o agenție de ocupare a forței de muncă. Totodată, orice persoană care caută un loc de muncă poate folosi această platformă electronică pentru a se documenta. De aproximativ 2 ani s-a renunțat la înregistrarea posturilor vacante de către angajatori cu documente scrise și depuse la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. Mulți dintre angajatorii s-au conformat în noii reglementări care îi obligă ca posturile vacante să fie publicate în Serviciul Electronic de Mediere a Muncii, care deservește întreg teritoriul țării, alții însă nu sunt la curent cu noile reglementări stipulate în legea șomajului. Acest serviciu electronic de mediere a muncii poate fi consultat de oricine este interesat de ocuparea unui loc de muncă. Aș vrea să reamintesc faptul că potrivit articolului 10 din legea 76 pe 2002 privind protecția socială a persoanelor care nu au un loc de muncă, așa numită legea șomajului, toți angajatorii sunt obligați să înregistreze la Agenția pentru Ocupare Forței de Muncă de domiciliu posturile vacante. De circa 2 ani de zile, aceste posturi vacante nu se mai registrează cu documente scrise cu prezența fizică la noi, ci toți angajatorii sunt obligați ca să înregistreze în programul informatic SEM, Serviciul Electronic de Mediere a Muncii, angajatorul economic și să înregistreze de acasă toate posturile vacante. La finalul activității de recrutare și de selecție a personalului, aceleași angajatori înregistrează în același program SEM ocuparea postului. Aș vrea să reamintesc faptul că acest program electronic este format din trei ferestre, o fereastră la care are acces angajatorul care introduce posturile vacante, o a doua fereastră la care agenția are acces să ofere locuri de muncă persoanelor interesate și cel mai important, a treia fereastră este adresată persoanelor care doresc să ocupe un loc de muncă și care pot accesa de acasă, de pe calculator, vizualizarea tuturor posturilor vacante. Persoanele interesate nu trebuie neapărat să mai vină undeva să le vadă, ci le pot vedea direct în acest program electronic care funcționează la nivelul întregii țări. Prin această facilitate se rezolvă două probleme de interes pentru cetățean și angajator. Cel care oferă un loc de muncă poate să înscrie postul vacant în serviciul electronic, iar cel care caută un loc de muncă, indiferent din ce colț al țării, poate obține date exacte despre ofertele făcute de angajatori. Cu emoție și bucurie, elevii claselor a 12-a de la Colegiul Național din Nicu Golescu au primit diplomele de absolvire într-un cadru festiv, din care nu a lipsit nici covorul roșu. Urmează o etapă dificilă din viața lor, examenul de bacalaureat și admiterea la facultate. Clipe emoționante pentru elevii și părinții care au fost părtași la un moment unic în viața lor. Absolvenții claselor a 12-a au fost primiți precum starurile pe covorul roșu de către corpul profesoral al Colegiului Național Dinicu Golescu. Să nu lăsăm scaune libere, stimați elevi, ne așezăm lângă colegul colega până la finalul rândului și începem următorul rând. Cum îmi place mie să spun, umplem locul acesta precum apa. În spatele colegilor de la 12A, la fel cum spuneam mai devreme, să nu lăsăm să rămână scaune libere. Just like Angela, Pamela, Sandra, and good girls stand to the just straight.
Unei noi etape pline de promisiuni și oportunități. Colegiul Național din Nicu Golescu, cu o istorie impresionantă de 130 de ani, a fost martorul formării multor generații de tineri talentați și ambițioși. Elevii de nota 10 au fost din nou aduși în atenția asistenței și li s-a oferit câte o diplomă de merit. Am 3 diplome de excelență și aș ruga-o să vină aici alături de mine pe Adelina Heroiu. Radu Galan. În clasa 9 a avut media 10, în clasa 10 a avut media 10, în clasa 11 a avut media 10, în clasa 12 a avut media 10. Deci asta este... Felicitări și mult succes în viitor! Și l-aștept și pe Ștefan. Ștefan Caplan. Felicitări și mult succes! Mulțumim frumos! Elevii celor 6 clase au primit diplomele de absolvire și încurajări de la profesorii lor pentru cele 2 examene care bat la ușă, bacalaureatul și admiterea la facultate. 2, 1, vă declar absolvent! Felicitări, promoția 2024! Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic a făcut o vizită de câteva zile la mănăstirile din Moldova. Aici și-a lansat și volumul intitulat Bucuria de a trăi. Această carte a fost oferită de către arhiepiscopul argeșan maicilor starețe de la mănăstirile Văratec și Agapia. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic a fost în vizită pe plaiuri moldave cu ocazia lansării unei noi cărți intitulată Bucuria de a trăi. Dorind să facă prezentarea acestei lucrări în locurile care îi amintesc de anii copilăriei, Chiriarhul a făcut un scurt popaz la mănăstirea Văratec, aflată în apropierea satului său natal, Cracăul Negru. Cu această ocazie, ierarhul argeșan a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Mănăstirii, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură a dorit să-și arate aprecierea față de întreaga obște monahală de la mănăstirea Văratec. Cu acest prilej, părintele Calinic a oferit maicii stareței Iosefina Giosanu distincția eparhială Crucea Basarabă. Deci prima dată în viața mea m-a dus la biserica de la Cracău, dar am mai uitat eu la o înviere. Prima dată, da, a fost mănăstirea Văratec. Da, după ce maica Sofia și maica Antonia Borș, da, mi-a aplicat niște pălmi, dar dirija acolo, am răsturnat un sfeșnic mare, a bubuit acolo un cor și mă trezesc, era mai aproape, așa, era, nu era stativul în care avea partitura. M-am rătăcit pe acolo, așa, pe lângă zid și se aude cânta cor, în sfârșit, se aude,
plisc, plisc, plisc de trei ori, pauză și a început din nou corul, fără discuții, bineînțeles. M-am coborât, se înțelege că m-am coborât, și am mers afară și m-am lipit de zidul bisericii și am ascultat prohodul. Am crezut că sunt în rai. Tocmai că o să primiți fiecare câte o carte, am adus la Mănăstirea Văratic special, tocmai cu titlul Bucuria de a trăi. E, îndemnul să vă bucurați că sunteți și să vă bucurați din toată inima că sunteți în grija lui Iisus și a Maicii Domnului, care este foarte important. Da, să vă bucurați că sunteți fetele binecuvântate ale Bisericii Ortodoxe Române și fetele din grădina Maicii Domnului. Volumul Bucuria de a trăi cuprinde diferite apofteme și silogisme culese din vasta operă a Înalt Preasfințitului. Cartea, care a fost lansată în trei locații din județul Neamț, a fost prezentată întregii obști monahale de la Mănăstirea Văratic. Monahiile au primit în dar cartea, iar arhiepiscopul a primit în schimb din partea mănăstirii nemțene o icoană a Maicii Domnului, copie a icoanei care se găsește în Catedrala Mitropolitană din Iași. A fost o zi plină de emoție, de bucurie, prin prezența înaltului, slujind Sfânta Liturghie, împreună cu un numeros sobor de părinți de acolo, din partea arhiepiscopiei și soborul de preoți al mănăstirii noastre. Pentru soborul mănăstirii noastre s-au bucurat foarte mult și chiar mulțumesc Înalt Preasfințitului pentru binecuvântarea și oferirea de volumul pe care astăzi a fost prezentat de domnul profesor al lui Gheorghe. Mulțumesc în mod deosebit pentru distinsa cruce pe care mi-a oferit-o cu acest binecuvântat prilej. Am primit-o cu emoție și cu bucurie și îi mulțumim și sărutăm mâna. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic a dorit să facă un scurt popas și la mănăstirea Agapia, aflată în apropiere. Întreg personalul monahal a avut bucuria de a participa la prezentarea cărții, care a fost făcută în trapeza mănăstirii. În semn de recunoștință pentru eforturile depuse în păstrarea credinței ortodoxe în această istorică vatră monahală, Maica Olimpiada Chiriac, stareța mănăstirii Agapia, a primit din partea ierarhului distinția eparhială Crucea Basarabă. Aromușcelul Câmpul Lung a reușit o victorie extrem de prețioasă în lupta pentru supraviețuire în Liga a treia în fața liderului din play-out, FC Pucioasa. Mușcelenii au învins cu scorul de 4-2, principalul Artizan fiind și de această dată Simon Măzărache, autorul unei duble. Stadionul Sola Grația din Dragoslavele a fost gazda ultimului joc pe teren propriu din acest sezon de Liga a treia pentru formația pregătită de Ovidiu Tică. Aromușcelul Câmpul Lung avea mare nevoie de o victorie în jocul contra liderului din seria 4-a a play-out-ului, ecuația celei de-a doua formații ce va retrograda, nefiind încă rezolvată. În aceste condiții, Măzărache și compania au început determinați să tranșeze lucrurile cât mai curând, dar în primul sfert de oră au ratat mai multe ocazii de a deschide scorul. Contrar cursului jocului, oaspeții au deschis scorul printr-un autogol al lui Rareș Grecu. Mușcelenii au continuat asaltul la poarta adversă, iar insistențele echipei din Câmpul Lung au dat roade mai întâi prin Simon Măzărache și mai apoi prin Darius Grigore, care aduc echipa în avantaj. Până la finalul primei reprize, mușcelenii au ratat mai multe ocazii de a se desprinde pe tabela de marcaj, însă Grigore și Măzărache nu au reușit să-l învingă pe portarul dâmbovițean de la FC Pucioasa, Răzvan Ghițescu. Cea de-a doua repriză începe tot cu Aromușcelul Câmpul Lung în atac, iar în minutul 46,
Darius Grigore a trimis mingea în bara transversală în urma unei incursiuni a lui Gabriel Jenaru. Măzărache putea face dubla, însă reușita sa este anulată pe motiv de offside. Ca și în prima repriză, contrar cursului jocului, jucătorii din Pucioasa reușesc egalarea, de data aceasta prin reușita atacantului dâmbovițean Gianni Stere. Măzărache trimite mingea în bară, ca mai apoi Ilie Ioniță să-și trimită mingea în proprie poartă în minutul 70. Antrenorul Ovidiu Tică a mutat inspirat înlocuindu-l pe Eduard Niță cu Mihai Nițescu, iar acesta din urmă recuperează o minge la centrul terenului, îl angajează pe Simon Măzărache, care marchează, majorând la 2 goluri diferența pe tabela de marcaj. Simon Măzărache are posibilitatea de a face hat-trick, însă încă o dată mingea trimisă de el lovește transversala porții lui Răzvan Ghițescu. Partida s-a încheiat cu victoria echipei antrenată de cuplul Ovidiu Tică și Petre Iliescu. Pentru a se putea bucura de o vacanță liniștită însă, mușcelenii trebuie să termine neînvinși jocul din ultima rundă de la Flacăra Moreni, partidă programată pentru sâmbătă 25 mai. Echipa pregătită de Costin Lazăr a disputat ultima etapă din play-off-ul Ligii a 3-a Serie a 5. Olimpic Cetate Râșnova FC Câmpulung s-a încheiat cu victoria gazdelor scor 1-0 într-un joc fără miză pentru niciuna dintre combatante. Mai mult cu gândul la jocurile de baraj pentru promovare în Liga a 2-a, FC Câmpulung Mușcel a încheiat vineri acest sezon de Liga a 3-a cu o înfrângere. Meciul de la Râșnov cu Olimpic Cetate nu mai prezenta niciun interes pentru cele două combatante, întrucât mușcelenii nu mai puteau scăpa primul loc, în timp ce formația din Râșnov nu mai putea prinde locul secund în serie. În aceste condiții, antrenorul Costin Lazăr a folosit o garnitură în care și-au făcut loc mai mulți jucători folosiți ceva mai puțin în acest sezon. Singurul gol al partidei a fost marcat de Bogdan Roșu. În celălalt joc din play-off-ul Seriei 5, tot fără miză, Kids Stâmpa Brașov s-a impus pe terenul celor de la Olimpic Zărnești cu scorul de 1-0. În această săptămână sunt programate jocurile din semifinalele barajelor de promovare în Liga a 2-a. Mușcelenii vor disputa primul joc miercuri 22 mai, cu începere de la ora 18, în deplasare la Vedița Colonești, urmând ca jocul decisiv din retur să se dispute pe stadionul municipal din Câmpulung, sâmbătă 25 mai, începând cu ora 17:30. Cealaltă semifinală, pe care mușcelenii o urmăresc cu interes, le opune pe Olimpic Zărnești și SCM Râmnicu-Vâlcea, primul joc fiind programat pe terenul brașovenilor. Învingătoarele din dublele manșe ale jocurilor din semifinale își vor disputa dreptul de a accede în eșalonul secund al fotbalului românesc pe 1 iunie, respectiv 5 iunie. Gazdele meciurilor turi din finalele barajului vor fi trase la sorți. De la o zi la alta se face tot mai cald, astfel că mâine în județul Argeș vom avea parte de vreme frumoasă, iar temperaturile vor varia între 18 și 25 de grade Celsius. În partea de nord vor fi temperaturi de până la 23 de grade. La Rucăr, termometrele vor indica până la 19 grade Celsius. 18 vor fi înregistrate la Nucșoara. La Mușătești vor fi până la 21 de grade, iar la Coșești, temperaturile vor urca până la 23 de grade Celsius. La Vlădești vor fi înregistrate 22 de grade. Și la Câmpulung, vremea va fi frumoasă, iar cerul va fi mai mult senin. Vor fi înregistrate 21 de grade. În sudul județului, temperaturile vor varia între 24 și 25 de grade Celsius, iar la Pitești vor fi 24 de grade. Și în Dâmbovița, vremea va fi frumoasă și însorită, iar temperaturile vor varia între 19 și 26 de grade Celsius. La Râul Alb și la Bărbulețu vor fi înregistrate până la 19 grade Celsius. La Malul cu Flori, termometrele vor arăta 21 de grade, iar la Voinești vor fi până la 23 de grade. În sudul județului, temperaturile vor ajunge până la 26 de grade Celsius. La Mătăsaru însă vor fi 23 de grade. La Petrești, termometrele vor arăta până la 24.
La Răscăieții vor fi 25 de grade, iar la Vișina și Corbi Mari, temperaturile vor fi peste zi de până la 26 de grade Celsius. La Târgoviște, vremea se menține frumoasă, vor fi 21 de grade. La noapte vor mai fi ceva nori pe cer, însă termometrele vor arăta până la 9-10 grade Celsius. Mâine la Câmpul Lung cerul va fi mai mult senin și vor fi 21 de grade. Ziua de miercuri va fi și ea una cu vreme frumoasă și cu 20 de grade în termometre. Joi însă este posibil să se adune din nou norii, chiar și să plouă slab, iar termometrele vor arăta 19 grade. Pentru moment acestea sunt informațiile. Mâine seară ne revedem cu noi date. Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează emisiunea Magazin Sportiv. Vă doresc vizionare plăcută!